Hello everybody, adică în traducere bun găsit din nou cu moaca mea, un pic mai frumoasă, mai aranjată, mai așa. Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre barter cu un blogger privit din punct de vedere al celui care beneficiază de acest parteneriat. Dar știu, în această chestie, parteneriat, cum vreți voi să-i denumiți, beneficiază amândoi, adică bloggerul beneficiază de subiect nou pe blog, beneficiază de cunoaștere în cercurile în care are activitate persoana despre care ai scris. Ați înțeles cumva ce am vrut să zic? Dacă nu. Oricum vă las link-ul articolului în care scriam ce presupune barter cu un blogger, dar acum vreau să vorbesc cu voi despre persoana care beneficiază, adică dacă eu, domnișoara, doamna, doamne, doamna, am handmade, să zicem, da? Fac handmade și contactez un blogger și fac un barter cu bloggerul respectiv. Asta înseamnă că eu îi trimit produse bloggerului și el trebuie să scrie despre produsele ce le-a primit și despre ceea ce fac eu. Indiferent în forma în care se prezintă articolul, fie că este sub formă de interviu, fie că este vorba de un review al produsului, fie că este vorba despre un before and after, adică ceva în genul să urmează să fac eu și vă pun link-ul și de la ăla, adică am primit produse în forma lor brută și eu le-am personalizat pentru că așa am vrut eu, așa am vrut eu să fac. Deci fie că faceți chestia asta, eu ca persoană care beneficiez de acest barter, adică scrie cineva despre produsele mele, mă laud la toată lumea, adică avusem barter cu niște doamne foarte talentate care, după ce a apărut articolul, m-au întrebat, poți să distribui? Adică, normal că poți să distribui, asta e și ideea, adică este munca ta despre care a scris cineva. Adică, e ca și recenziile, da? Aveți recenziile pe pagină, e ca și cum ai zice, bă, uite, clientul ăsta a comandat de la mine și este mulțumit. Uite ce a scris despre produsele mele la recenzii. Cum să nu vrei să arăți lumii că un blogger a scris despre tine? Produsele mele au ajuns la Cutărescu și uite ce a scris despre ele. Produsele mele au fost publicate pe site-ul XYZ. Deci ideea este că tu, ca beneficiar, unul dintre beneficiari ai acestui parteneriat, barter, ce vreți voi, cum vreți voi, cu care este forma în care alegeți voi să vă promovați produsele și afacerea, în momentul în care aveți o formă, dați-o să vadă toată lumea. Dați-o acum. Mai dați-o peste o lună, uite, atunci a scris. Sau dați-o în funcție de sezon, adică dacă ați trimis, nu știu ce să dau aici ca exemplu acum, că nu vine cap. Globulețe de Crăciun, personalizate. I-ați trimis omului, dați atunci când e sezonul, dar mai dați și anul viitor, pentru că și anul viitor o să fie de sezon. Uite, anul trecut, blogărescu, Cutărescu a primit produsele noastre și ce a făcut cu ele. Deci, în concluzie, că nu vreau să mă lungesc foarte tare, când aveți o colaborare cu cineva, colaborarea este fructuoasă și care va aduce beneficii, dați de știre peste tot. Este vorba despre promovare, este vorba despre publicitate, ceea ce este bine. Și de care are nevoie toată lumea care are un business, indiferent că este handmade, indiferent că este foto, indiferent că este design, indiferent că este fashion, jewelry, ce-o fi ele, publicitate, domnilor și doamnelor, publicitate. Deci dați peste tot unde se poate, cum că cineva a apreciat produsele voastre și de ce le-a apreciat. Ne-am înțeles? Ti.